ziua. Eu sunt Camelia și astăzi o să facem o rețetă super, super pentru părul nostru, care are nevoie de multă, multă îngrijire. Și ca să avem un păr lucios, mătăsos, o să folosim aceste semințe împreună cu alte două ingrediente. Și să vedem modul de preparare acestei soluții și ce ingrediente avem nevoie. Un păr mătăsos, lucios. Ia uitați, e super. Deci o să avem nevoie de apă, 200 de ml de apă, o lingură de semințe de in, o lingură plină, o linguriță mică de zeamă de lămâie și o lingură mare de ulei de măsline. Acum, într-un vas o să punem apa. O să punem și o lingură cu vârf de semințe de in. O lingură plină de ulei de măsline și o linguriță de zeamă de lămâie. Amestecăm puțin și o să dăm totul pe foc. Să fiarbă circa 10 minute maxim, nu mai mult. Ia, uitați, a fiert și acum o să punem într-un pahar. Lăsăm să se răcească și apoi o să ne dăm pe păr cu un pensionaj încet, încet. O să ne dăm pe păr, pe părul nostru, ca să-l avem lucios. Uitați. Acum o să facem tratamentul la păr și cu un pensionaj o să dăm pe părul nostru. Și o să dăm așa cu mișcări ușoare, încet, pe tot părul. Vedeți? Și o să-l umezim pe tot. După aceea o să-l spălăm cu șampon. Și să vedeți ce păr lucios și frumos o să avem. Am fiertat părul bine și după ce am distribuit toată soluția bine pe păr, o să lăsăm 15 minute. Uitați. O să lăsăm 15 minute să acționeze și după aceea o să spălăm și o să avem un păr lucios și mătăsos. Ia uitați. O să spălăm bine, 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 bine. Acum așteptăm 15 minute și după aceea ne spălăm părul și să vedem rezultatul. Folosind aceste semințe vom avea un păr mătăsos, lucios. Și voi această rețetă. Este super, super. Eu sunt foarte, foarte mulțumită. Părul este mătăsos, lucios și avem nevoie să fim frumoase, să ne întreținem bine. Vă pup dulce și vă mulțumesc frumos pentru că m-ați urmărit și îmi sunteți alături. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor. Și vă pup dulce pe toți. Și ne vedem cu următoarea rețetă sau cu următorul sfat. La revedere! O zi bună tuturor!